Consiliul Județean, primar, Consiliile Județene, Consiliile Locale, pentru Parlamentul European și vreau să le mulțumesc tuturor bălățelor care au venit într-un număr mare astăzi la vot, uneori în condiții dificile, cu o ploaie care probabil a creat mult disconfort pentru mulți dintre concetățenii noștri, dar eu le mulțumesc și le mulțumesc pentru tot acest efort, pentru că a venit să votezi este până la urmă lucrul cel mai important. În acest moment, la ora 1, avem o serie de rezultate parțiale, mai târziu decât de obicei, pentru că secțiile s-au închis la ora 22, dar pot să vă anunț câteva lucruri care sunt în acest moment clare pentru noi toți. La Consiliul Județean, domnul președinte Fotea are în acest moment 65%, domnul primar Pocheanu, primarul municipiului Galați, are în acest moment tot 65%. La Consiliul Local, pentru că avem date doar pentru Consiliurile Locale, în acest moment nu avem pentru Consiliul Județean, la Consiliul Local Galați, avem un scor de peste 50%. Surpriza mare la municipiul Galați este că pe locul 2 este PACT. Și este o bătălie foarte strânsă pentru locul 4, între PNL și USR și AUR. În celelalte localități ale județului Galați, este în acest moment o luptă foarte strânsă la municipiul Tecuci. Avem rezultat final la Târgu Bujor, orașul este câștigat de către PSD. V-aș putea spune foarte multe rezultate, dar dați-mi voie să vi le spun pe cele care mi-au atras în mod deosebit atenție. Localitatea, comuna care a câștigat-o cu cel mai mare număr de voturi, este Matca, în acest moment. Sigur, așteptăm investitorul care și el vrea să vină cu un scor foarte mare, dar la Matca am câștigat cu 80% la o diferență de peste 3.500 de voturi. Scorurile cele mai mari pe care le știu eu în acest moment și pe care vi le spun sunt Fârțăneștiul, cu peste 92%, Nămoloasa, care la fel are peste 90%, și sunt foarte multe localități în care primarii noștri sau candidații noștri la funcție de primar au obținut rezultate foarte, foarte bune. Numărătoarea este încă în plină desfășurare. Sigur că sunt foarte multe cereri de renumărare, de contestații, dispute pe buletin, că ștampila nu este foarte clară pentru un buletin de vot, dar în acest moment rezultatele sunt pentru Partidul Social Democrat mult mai bune, nesuperioare anului 2020. Și pentru asta le mulțumesc pentru crederea acordată tuturor bălățenilor. Și aș vrea să-i rog pe colegii mei, pe domnul președinte Fotea și pe domnul primar Pocheanu, să vă spună și dâi și câteva cuvinte și care sunt concluziile lor pentru o zi care a fost extrem, extrem de tensionată. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră celor de la presă care ați avut răbdare până la această oră să aflați câteva dintre rezultate. Așa cum am făcut-o în 2020, am să fac și acum și vreau să mulțumesc unor ființe foarte dragi mie și anume Andrada, Elena și Alexandru. Sunt copiii mei care m-au susținut și care m-au bineînțeles, m-au susținut, dar în același timp m-au și aprobat. Vreau să mulțumesc familiei mele care a fost aproape. Vreau să mulțumesc cele de-a doua familii ale mele, familia Partidului Social Democrat și echipei Partidului Social Democrat, cu care am reușit să facem proiecte mari, să dezvoltăm județul Galați, să facem proiecte la care acum 30 de ani doar ne gândeam. Și așa cum am spus-o în campanie și din 2016 încoace, sloganul meu a fost sunt un om de cuvânt, acum a fost cuvântul meu este cuvânt, fapte nu vorbe. Gălățenii au apreciat lucrul ăsta, gălățenii au văzut, iar astăzi cei care mai cred că pot să dea acadele sau șampoane doar să înșeală. Gălățenilor trebuie să le dai proiecte, realizări,
proiecte mari, proiecte de investiții, proiecte de dezvoltare ale județului Galați și asta a făcut Consiliul Județean Galați, care are, după cum știți, o echipă redutabilă în ceea ce înseamnă absorpție de fonduri europene. Astăzi a fost una dintre, cred, aș putea spune, dintre cele mai emoționante zile pentru mine, deși unii spuneau, domnule, stați liniștit că veți câștiga, dar am avut emoții pentru colegii mei primari, am avut emoții și am în continuare emoții pentru prietenii mei din consiliile locale și nu pot decât să vă spun că mă bucur pentru că la Consiliul Județean cred că este un scor istoric. Niciodată un președinte de Consiliul Județean nu a reușit să scoată un scor cu peste 60 ceva la sută, 65%. Nu am reușit să avem o majoritate atât de sigură în Consiliul Județean și mai mult de atât vreau să-l felicit și pe colegul meu, pe domnul primar Ionuț Pucheanu, pentru că am făcut o echipă bună pentru Galați, pentru județul Galați, pentru municipiul Galați în special și, așa cum am spus-o de fiecare dată, cred că forța stă în echipă. Și doar echipa poate să câștige și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană, prin domnul președinte Dan Nica, europarlamentar, alături de subsemnatul Costel Fotea, Ionuț Pucheanu, ceilalți primari pe care avem în organizație și colegi, consilieri locali, consilieri județeani, deputați, secretari de stat și toți colegii, este una dintre cele mai redutabile echipe pe care le are județul Galați pentru județul Galați. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, mă simt emoționat și sunt emoționat pentru acest scor și vă mulțumesc tuturor pentru susținere și, așa cum am spus-o, voi face tot ce îmi stă în putință să nu dezamăgesc Galațiu, gălățenii și să vă facem mândri pentru că sunteți gălățeni, pentru că gălățenii merită mai mult decât cei din vest sau din alte zone ale țării să fie mândri aici la ei acasă. Doamne ajută și să fie într-un ceas bun următorul mandat. Mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul președinte Fota, pentru cuvintele frumoase. Bună seara, multă oboseală. După o campanie care a părut că nu se mai termina, cel puțin asta a fost senzația mea, recunosc că n-am îndrăznit să cred că voi putea depăși borna celor 60 de, sau procentelor care se înceapă cu 6 în față. Îmi setasem măcar cu 5 în față, am tras cât am putut, dar ceea ce spunea domnul președinte Fotea puțin mai devreme, pentru cei care la un moment dat vor veni în urma noastră, e o învățătură de minte și anume că o campanie electorală nu începe cu o lună sau cu două luni înainte, ci începe cu 4 ani de zile înainte. Perioada în care, într-adevăr, trebuie să livrezi cât poți tu de mult proiecte pentru cetățenii municipiului sau județului Galați. După ce am făcut astăzi aproape o tură completă de secții de vot și am văzut cam care sunt reacțiile oamenilor atunci când mă întâlnesc cu dumnealor, să știți că a apărut așa un licăr, cum că cred că aș putea să îndrăznesc să visez la un scor cu 6 în față. Și uite că lucrul acesta s-a îndeplinit. Și acum stăteam puțin mai devreme, dacă m-ați văzut stând așa cu capul în jos, dincolo de oboseală, era că mă gândeam, într-adevăr, că 65% te obligă extrem de mult. Te obligă pentru că dacă data trecută am luat 59,6%, un procent aproape de 60%, a fost un scor fantastic pentru cineva care a candidat la primăria municipiului Galați, cred că cel mai mare scor scos din primul tur la primăria municipiului Galați, dar acum, depășind această bornă, dau seama că oamenii m-au creditat și mai mult. Asta înseamnă că presiunea ce va avea să vină pentru cel de-al treilea mandat la ceea ce trebuie să livrăm pentru dumnealor va fi una și mai mare.
Nu pot decât să le promit că vom face tot ce ne stă în putință să fim cel puțin la fel de buni ca până acum. Sunt proiecte extrem de frumoase pe care urmează să le începem și am ferma convingere că nu vom dezamăgi. Încă o dată mulțumesc echipei, domnului președinte Nica, colegului și prietenului meu, domnul președinte Fotea, cu care, dincolo de ce spun unii sau alții și toate, știu, zvonistica asta aferentă lumii politice, chiar avem o relație pe care poate că puțină lume o înțelege, bazată într-adevăr pe o competiție, dar pe o prietenie în adevăratul sens al cuvântului. Și din această relație frumoasă, nu vă gândiți la prostii, nu suntem chiar atât de pro-europeni, chiar dacă aerul pro-european vine din partea domnului președinte Fotea, Nica, iertați-mă. Sunt și eu obosit. Așa, să știți că cel mai probabil Galațiul peste 4 ani de zile va arăta cu totul și cu totul altfel, în sensul bun al cuvântului, decât arată în momentul de față. Mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor gălățenilor care ne-au încredințat încrederea lor. Am ferma convingere că nu-i vom dezamăgi. Mulțumesc din suflet. Întrebări? Questions? No questions. Ok, vă mulțumesc tare mult că a stat până la această oră târzie. Dacă mai stați, mai vorbim, dar rezultatele vor continua să vină până dimineața la ora 7. Vă mulțumesc și încă o dată vă doresc o seară frumoasă.